să fac o precizare. De fapt, la momentul actual, străzi pe care sunt destinate pentru circulația transportului public blocate nu mai sunt, însă nu pe toate se poate circula, după cum am spus, din cauza rupturilor la liniile fie de curent electric, fie la liniile de contact la regia transport electric. Au rămas în jur de 7 străzi, acele tradiționale pe în pantă, cum este Timiș, la podul înalt, etc., care, datorită pantei înalte, nu sunt recomandate pentru circulație, dar cel puțin pe un sens de circulație, ele sunt practicabile. Și după cum vedeți în centru, de asemenea, o serie de străzi, o bandă, maximum două, sunt circulabile.